Dragii mei, după cum vă spuneam, suntem într-o zi mare, o emisiune specială dedicată dumneavoastră și în care încercăm să vă aducem lucruri frumoase din zona Chiarului. Dacă ne aflăm în posta, după cum v-am mai spus, nu ne aflăm întâmplător. Cred că Dumnezeu le-a rânduit în așa fel încât toate să fie cum nu se poate mai bine. În mare parte, vinovatul se află chiar lângă mine și l-am lăsat pe sfârșit pentru că așa e tot timpul, surprizele vin la sfârșit. Și am adus pe domnul profesor Andrei Dragoș, Hristos a înviat și vă mulțumesc că ați fost atât de deschis în a colabora cu acest mare grup de bărbați și corul din Finteușul Mare, pe care dumneavoastră sunteți și coordonatori de altfel. Întotdeauna satisfacția noastră a celor amatori sunt emisiunile sau sunt ieșirile pe micul ecran sau spectacolele care sunt mai rare. Știți că banii sunt puținați și astea, totul se face astăzi pe bani. Cum să nu colaborăm când avem posibilitatea ca să dăm lumii ceea ce noi facem și ceea ce noi ținem foarte mult. Deviza noastră a fost de când s-a înființat corul, atunci la 1 decembrie 1918, să cântăm, să proslăvim neamul și țara și pe bunul Dumnezeu prin cântec. Așa că este o cinste pentru noi să fim în acest moment aici. Pentru mine este o mare cinste să mă aflu alături de dumneavoastră cu o istorie atât de bună. Că sunteți singurul cor din țară care are o asemenea poveste, înființată în 1918, care și astăzi funcționează după aceleași reguli și legi. Coruri sunt înființate multe înaintea corului din Finteuș, chiar și în Maramureș. Sunt în 1989 coruri, la Șoncuta, la Ardusat. Dar au avut o funcționalitate cu întrerupere. De ce corul din Finteuș a avut o activitate continuă? Datorită faptului că cei care au fost în fruntea acestor oameni, a străbunilor noștri, au fost legați de Finteuș. Toți dirijorii au fost legați de această localitate. Începând cu Nistor Dragoș, primul, cel care a înființat corul, apoi cu Gheorghe Pop, care a fost învățător și căsătorit în Finteuș, apoi cu Roman Sadoveanu, apoi cu domnul Valentin Băințan, Valeriu Coteții și apoi eu. Noi toți am fost legați de acest sat. Deci nu am căutat altceva. Sigur că atunci când vine cineva și când conduci, când ești în fața unei colectivități, apar foarte multe, hai să nu le zice, dar apar divergențe, contradicții. Dacă nu știi să le aplanezi, dacă nu ești legat de ei, să-i cunoști, atunci poate să apară foarte repede destrămarea. Din cauza asta, noi avem așa o longevitate. Iar trebuie să știți, și trebuie să știe toată lumea, că cel mai deosebit sentiment pe care îl promovează omul este dragostea de țară și de bunul Dumnezeu. Dacă astea două sentimente nu le promovează omul simplu, gruparea de oameni sau națiunea, ele sunt sortite pe ei, dispar. Totul se face cu ajutorul sau cu încredere, cu speranța că bunul Dumnezeu ne va da posibilitatea să realizăm gândurile pe care le avem. Foarte frumos. Ce ne-ați pregătit pentru această dupămasă? Cred că sunt curioși de acasă să vă aud. Știți, repertorul corului din Finteuș, de fapt, corul din Finteuș, am spus, cântă și știe toată lumea, este vestit pentru relansarea sau pentru promovarea cântecului patriotic. Avem prelucrări din folclor, avem colinde, dar acum se potrivesc pricesnele și v-am pregătit câteva pricesne pe care nu le cântă în alte grupuri corale. Foarte frumos! Și pentru început aș vrea să ne cântați ceva, să vă ascultăm. Oh, my God.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Mulțumim tare frumos pentru felul în care interpretați și pentru felul în care cântați. Și am observat că sunt, nu știu, mai multe categorii de vârstă. Nu v-ați limitat doar la o anumită categorie. Din ce motiv? Păi, trebuie să știe telespectatorii că localitatea noastră se numește Finteu Șumare. Dar, de fapt, este o localitate mică. Are 220 de case, suntem 750 de suflete. Deci, dintr-o asemenea colectivitate de oameni, este greu să selectezi un număr de 40-50 de persoane care să facă și să aibă tot să fie talentați. Dar aici nu contează numai talentul. Să știți că sunt foarte mulți talentați care nu au realizat nimic în viață. Decât bani. Da, bani mulți. Indiferent că au talent sau nu au talent. Fiindcă studiourile de televiziune cam pe aceea promovează care au bani. Dar vreau să vă spun că noi ne adunăm de la copiii în jur de 10, 12, 13 ani, încercăm să-i aducem lângă noi. Deci să-i aducem lângă cor, să învețe repertoriul nostru. Și în cor sunt de la, deci care activează de la 15 ani până la 87 de ani. Cel mai vârstnic corist este aici lângă dumneavoastră. Cel mai longeviv. Cel mai longeviv. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. De când sunteți dumneavoastră în acest cor? Eu cânt în cor. În 1962 am intrat de la școală în corul mare. Atunci am cântat la biserică, era perioada când eram ocupat. 1942, îmi suflă domn profesor. În 1942, așa, 42. Atunci am intrat la școală și am cântat la biserică în perioada aceea, cât până în 46. În 46 s-a reorganizat corul pentru că puțin, au rămas puțin din cauza că unii au fost bolnavi, alții au fost pe front, nu au venit deloc, alții au venit numai după 2-3 ani după ce s-a terminat războiul și s-au cam împuținat, s-au reorganizat și am început din plin, în 46, de atunci și până la ora actuală eu sunt alături de el. De ei, cu ajutorul Dumnezeu, și au unor medici care ne mai ajută când ne mai doare și o fac din plăcere până mai pot. Parcă bătrânețele sunt ca tineresele acum, dacă mă aflu între oameni tineri și flăcăi tineri care au venit unii mai devreme, alții mai târziu și duc viața mai ușor. Alături de ei. Cum vi se pare viața asta? Dacă o comparăm cu cea de când erați fecior. E bună și acum, pentru cine e sănătos și poate să lucreze. Și chiar dacă nu lucră, dacă e sănătos și nu doare nimic, e bună. Atunci a fost rău. A fost timp de război și a fost lipsuri și neajunsuri. Acum eu zic că nu e rău. Parcă e multă răutate între oameni și multă neînțelegere față de ce a fost atunci. Deși că atunci nu au avut atâta școală oameni. Noi am avut, unii au avut mai puțină școală, alții deloc, așa au fost vremurile. Dar foarte mult s-ajuta oamenii, foarte mult colabora și datorită a înțelegerii bune care a fost între oameni și s-o înțeles bine împreună, ori unde la biserică, într-o adunare la sătească, dacă au fost sau la o repetiție de cor. Datorită acestui fapt, cor a ajuns până la vremea asta. Nu s-a întrerupt. Au mai fost, că știți cum, dumneavoastră, când între oameni și unii într-o societate apar și probleme diferite, unii au păreri, părerile sunt împărțite. Dar s-au căutat ca să se ajungă la un înțeles, la un
numitor comun. Frumos. Și am ajuns până, până la ora actuală aici. Mulți înainte. Mergem mai departe. Ceilalți care nu stau cu noi, care se duc la cele veșnice, le mai ridicăm câte un parastas, mai, ne mai aducem aminte de ei. Și așa trecem din vreme până când suntem bătrâni, suntem la altă bătrânețe. Frumos. Domn profesor, aș vrea să mai ne cântați ceva, că tare frumos știți să cântați. Hai să încercăm. Aș vrea să prezinte fiecare în parte pentru că are un merit faptul că duc în continuare tradiția acestui grup și să ne rămână și nouă o dovadă că ceea ce a spus dumneavoastră este adevărat. Din mână în mână să vă dați microfonul și să vă spuneți cum vă cheamă. Rău, Nistor, hai. Pe mine mă cheamă Cristian Nistor. A Trifului. Nu.
A Trifului, bun. Mai departe. Da. De la nepotul tău. Mișcă-l. Numesc Cristian Istorel. Am 16 ani și cânt în cor de una. Nepot. Nepot. Bravo. Adrian Floruța. Sunt și cântăreț la biserică. Cantorul bisericii din Finteușul Mare. Sunt Lorinț Teodor. Mă numesc Fătulean, activez în corul din Finteuș de 21 de ani. Mă numesc Dragoș Valer. Samfirescu Valer. Cristi Andrei. Cotez Gheorghe. Cuța Ioan. Mă numesc Stan Aurel. Dragoș Mircea. Mă numesc Grobei Augustin. Mă numesc Fătul Paul. Cristi Aurelian. Mă numesc Dragoș Gabriel. Mă numesc Miașca Gheorghe. Mă numesc Liviu Barbu. Munteanu Grigorie, activez de la 15 ani în cor, alături de piciorul meu și nepoța. Mă numesc David Vasile. Mă numesc Pau Marian. Mă numesc Pus Sabin. Mă numesc Vișa Denunț. Ting Damian. Mă numesc Cornel Ioan. Mă numesc Popan Marinel și sunt paraclisier la Biserica din Finteușul Mare. Dorel Câțu. Ionescu Vasile. Romoșa Toma, activez din 1955, în formația corală. Mă numesc Sava Oliviu. Mă numesc Dragoș Aurel, activez de 40 de ani în cor. Marian Pop. Mai spuneți și cum vă numiți în cor? Mă numesc Barbu Adrian. Frumos, frumos. Domn profesor, aveți o mână frumoasă de oameni aici și mă bucur tare mult că vă dă Dumnezeu putere și înțelepciune ca să știți să-i cârmuiți, cum a spus dumneavoastră, și să-i țineți sub control. Am văzut că mai o glumă, mai un zâmbet, dar reușiți să-i potoliți, cum se spune, și să-i faceți să cânte cu drag. Asta știți mă bucură. Cum e frumusețea fizică este, într-adevăr, dar cea mai scumpă aia e morală. Și cred că spre aia trebuie să ne îndreptăm, spre frumusețea morală. Îmi place. Aș vrea să mai cântăm un pic. Să încercăm.